Salut, Capricorni! Voi face citirea pentru luna nouă din Pești, o lună nouă care se perfectează pe data de 10 martie la ora 11, în 20 de grade și 17 minute Pești. Pentru voi este o casă a comunicării, a relațiilor, comunicarea cu apropiații, frați, surori, veri, vecini. Deci, proiectele voastre sunt legate mai mult de comunicare. Un 6 de monede, de generozitate. Deci trebuie să vă gândiți să arătați generozitate față de cei apropiați, să oferiți o șansă, să primiți o șansă, să primiți bani, dar și voi la rândul vostru să oferiți celorlalți această șansă și bani. Iată un rege de spade, 8 de monede. Și judecata. Deci am putea spune că voi, Capricornii, aveți posibilitatea să comunicați cu un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. Este o persoană foarte mentală, o persoană care s-ar putea să vă dea niște sfaturi, să arate niște lucruri legate de legalitate, de aspecte care se impun. O persoană care nu acceptă sentimentele, este opusul regelui de cupe, acest rege de spade. Și toată discuția voastră s-ar putea să fie legată de contestarea unor bunuri. Cineva vă contestă munca, vă contestă acumularea, vă contestă bunurile create de voi și voi sunteți într-un moment de judecată. Judecata este acel moment în care vă gândiți dacă sunteți acolo unde vă doriți, dacă sunteți acolo unde ar trebui să fiți, dacă vă regăsiți, dacă nu cumva ar trebui să luați o schimbare. Și avem aici chiar semnele planetei Uranus și ne gândim la o schimbare nonconformistă, o schimbare radicală la care s-ar putea să aducă noul în viața voastră. Haideți să vedem pentru Capricorn ce spun runele. Ce să spun? Cred că n-ați mai avut o etalare, o situație de genul ăsta de mult timp. Spune că voi, Capricorni, ați avut răbdare într-o anumită situație. Vedeți, această rună este răsturnată. Ea într-o poziție dreaptă ar trebui să fie așa. Dar ea, fiind invers, vă spune că ați avut răbdare, trebuie să aveți răbdare în continuare și veți avea noroc. Bunjo! Când apare acest noroc, orice se întâmplă este schimbat în bine și avem aici o situație benefică legată de daruri, de sentimente bune, de relații bune și o situație în care spune că totul se va schimba în viața voastră și această schimbare va fi lentă, stabilă și benefică. Nu veți observa această schimbare până când nu veți avea situații benefice. Până când veți observa aceste situații benefice. Dar așa cum am spus, Bunjo în această poziție vă spune că veți avea noroc.
Vorbim și de generozitate care vine pe acest aspect. Dacă observați, avem aici 6 trandafiri, 6 flori de măceși, boboci și cele 6 monede. Generozitatea unei persoane, dar și generozitatea voastră, veți reuși să rezolvați o situație în care cineva s-ar putea să vă prezinte niște aspecte de legalitate ce aveți de făcut legat de o contestare, fiindcă apare aici o contestare, un 8 de monede, cineva vă contestă drepturile. Aceasta a fost citirea pentru voi, deci trebuie să aveți răbdare și să continuați proiectele pe care le-ați început legate de comunicare sau puteți să începeți proiecte noi, unde voi să vă arătați această dispoziție a voastră pentru răbdare, pentru generozitate, veți primi și sfaturi și îndrumări și veți avea noroc în tot ceea ce începeți. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!